Bine, v-am găsit, sunteți la TV Buzău, încă o ediție dedicată scandalului creat în jurul căminului Aldeni, acolo unde, în toamna anului trecut, Centrul de Resurse Juridice a făcut o vizită inopinată și a descoperit mai multe lucruri în neregulă. Citez din raportul celor de la Centrul de Resurse Juridice, pe scurt, tortură, tratamente inumane și degradante. Problema este că în acest moment o armată de instituții, această armată se ocupă să descopere ceva ce ar fi trebuit să descopere de ani de zile și de nopți. Pentru că aceste controle care se fac post-control după ce au fost cei de la Centrul de Resurse Juridice, controlele respective sunt până la urmă absolut inutile, pentru că și acum avem date că în anumite instituții, domnule, nu s-a întâmplat nimic acolo, nu se întâmplă nimic acolo, deci toate lucrurile sunt frumoase, ăștia de la Centrul de Resurse Juridice sunt niște orbi și niște cretini, ceea ce au văzut ei de fapt au visat și așa mai departe. E bine, aceste instituții care acum se bat cu pumnul în piept că fac anchete peste anchete, ar fi trebuit de mult să descopere ceea ce se întâmplă și ceea ce s-a întâmplat de fapt, mai bine zis, la acest cămin de la Aldeni, acolo unde sunt internați, unde sunt asistați vârstnici și tineri. Pentru această discuție o avem în studio pe doamna doctor psihiatru Maria Cristache. Să rămâne, bine ați venit! Bună seara, domnule Mihai! Și chiar aș dori să intru direct în subiect, pentru că există o dovadă a faptului că acei oameni acolo de la Aldeni au fost maltratați. Maltratat înseamnă prostratat, ca să nu înțeleagă altcineva altceva. Acum un an și jumătate, printr-un comunicat de presă, Piedone, celebrul Piedone de la sectorul 4, primarul sectorului 4, a anunțat zilele trecute, printr-un comunicat de presă, faptul că în urmă cu un an și jumătate, după cum spuneam, a fost personal la căminul de la Aldeni, în urma unor semnale date de asistenții sociali, care se ocupă efectiv de monitorizarea celor pe care îi plasează în diverse unități de asistență socială din țară, pentru că aici la Aldeni nu sunt interni din județul nostru, în majoritate sunt din capitală, de la primării de sector. Deci undeva ați văzut că și locația acestui cămin este undeva așa mai ascunsă, undeva de la stradă, de la drumul județean, încolo așa pe un drum aproape uitat de lume, iată, așa acolo și te duci pe o cărare și vezi o clădire frumoasă așa, dar știți cum e, afară vopsit gardul, înăuntru leopard. E bine, Piedone a descins în urmă cu un an și jumătate și efectiv a luat decizia pe loc de a retrage toți asistații pe care îi avea în grija acestui administrator acolo unde, la Aldeni, acolo unde înțelegem noi că nu se întâmplă nimic. Așa am auzit zilele astea, toate instituțiile s-au grăbit să zică, domne, nu-i nimic, totul este frumos, acolo nu se întâmplă nimic, noi suntem niște speculanți și ceea ce spun cei de la Centrul de Resurse Juridice sunt bălării. E bine, dacă acum un an și jumătate, bine, e o problemă și în privința faptului că nu s-a sesizat mai departe o autoritate competentă, dar acum un an și jumătate au fost retrase 30 de persoane adulte, doamna doctor, și de ce? Spune în comunicatul de presă Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 4, faptul că s-a deplasat la fața locului, constatând că asistații sociali nu beneficiau de îngrijirea corespunzătoare, fiind înghesuiți în camere insalubre și prost hrăniți. Dom'le, acolo unde s-au pompat o groază de bani publici, adică pentru fiecare asistat, suma pornește de la 20 de milioane de lei vechi pe lună, 2000 de lei pe lună. Totodată nu li se acorda asistență medicală corespunzătoare diagnosticului, aflându-se într-o accentuată stare de slăbiciune fizică și psihică, unii dintre ei fiind chiar într-un profund dezechilibru emoțional. Așadar, am dispus rezilierea convenției de colaborare încheiate de DGASPC sector 4 cu respectivul cămin și retragerea asistaților, care au fost relocați undeva în localitatea Breaza din Prahova. Spune Piedone că a realizat astfel și o economie bugetară, deoarece costurile necesare îngrijirii sunt mai scăzute la Breaza, în timp ce condițiile de îngrijire sunt cele impuse de standardele în domeniu. Domne,
Și pietonii e tâmpit și aia de la Centrul Județean de Resurse Juridice sunt tâmpiți, deci cu toți sunt niște tâmpiți, iar ceea ce spun acum autoritățile și ceea ce spune administratorul acestui cămin a reprezentat adevărul, domnule. Adică a venit pietonii, a zis el, domnule, hai să-mi retrag oamenii de aici pentru care plătesc o groază de bani, pentru că, nu știu, vreau să-i duc la Breaza, că aici e prea frumos. Deci asistăm la teatrul absurdului, da? Dacă acolo se râde, aici cred că de data asta trebuie să plângem. Deci, asistența medico-socială nu poate să se desfășoare în asemenea condiții. Și chiar dacă, să zicem că n-am avut experiență post-decembristă și lucrurile nu au fost puse ca lumea, nici din punct de vedere legislativ, nici organizatoric, nici la nivel de județe, da? Pentru că trebuie să și este logic, lucrurile sunt atât de simple. Acolo unde de generații lumea și-au așezat lucrurile cum a trebuit, da, în comunitate, încât dacă am comunicat mai departe Uniunii Europene și am spune că pacienți aparținând sectoarelor capitalei ajung să fie instituționalizați într-un cămin aparținând altui sector, altui departament, da, cum e în Franța, lucrurile ar din start capătă conotații anormale, da? Pentru că în îngrijirile comunitare, și aici fac trimitere la modelul franțuzesc, am mai vorbit noi și poate și da, în alte emisiuni. Deci există sectorizare de 50 de ani, că eu am rămas surprinsă pentru că am prins până în 89 medic de circa 8 luni de zile și se vorbea de sectorizare. Deci, așa, pripit, plăpând, da, în maniera vremurilor respective, da, trebuia să cunoști, chiar dacă eram, poftim, medic generalist, trebuia să cunoști toată patologia din sectorul, din bucata de comună, de sat, pe care o aveai în asistență, da, ca medic. Și, pe lângă mine, și asistentele și comunitatea în care lucram, da? Deci, domnul Piedone trebuia să-și dirigeze pacienții către așezămintele din sectorul dumnealui și pare hilar și bizar cum au pompat banii atâția ani de zile într-un cămin spital, care spital, cămin, așezământ medico-social, da? Care probabil din start ar fi trezit oarece suspiciuni vis-a-vis de condiția, da? Nu numai hoteliere, ci și de partea strict asistență medicală, da? Deci, încă, ziceți, încurcate căile domnului. Foarte. Dar totuși, nu vi se pare hazardat? De ce tocmai la Aldeni? Deci, o punem, da, o întrebare. De ce toate drumurile, da, la Aldeni? Da. Oare până la Aldeni, de la București, nu se putea ajunge la o așezământ cu specific, cu asistență pe profilul patologiilor, dizabilităților, pacienților care n-au depășit vârsta de 25-30 de ani, pentru că sunt tinerii născuți înainte de 89 și născuți și crescuți în leagănele de, da, pre-decembriste, da, comuniste, da, pe care au făcut deliciul presei internaționale când a avut toată lumea acces, da, de intrată în România, când s-au deschis granițele, da? Deci, în 24 de ani de la Revoluție nu s-a făcut nimic în dreptul asistenței. Putem să recunoaștem și ca specialist o simt din interior și îmi pare rău că trebuie să o recunosc, au rămas de izbeliște bătrânii, pentru că populația este îmbătrânită, pentru că foarte mult din ei nu mai au nici suport familial, nu mai au pe nimeni, nu zic că au copiii plecați să îngrijească alți bătrâni în Italia sau în Spania, da? Iar comunitățile locale, autoritățile locale nu fac nimic sau aproape nimic. Au făcut săl de sport, au făcut, ziceți, părculețe, au făcut tot felul, da, de minuni, astea, da? Obiecte de decor, da? Deci astea sunt bune. Pentru că când aici, e vorba de oameni, aici, consiliile județene, spre exemplu, mi-a fost dat să văd tot datorită specialității pe care o am și interferenței cu asistența din alte județe, da? Pentru că mi-a fost dat, da? În partea de vest a țării, Arad, Timișoara, Oradea,
domnul Mihai, sunt atât de structurați și atât de aranjate și atât de mult au prins aceste așezăminte medico-sociale, pentru că sunt oameni care au plecat la muncă în străinătate, dar și-au lăsat părinții, și-au lăsat membrii familiei cu probleme în așezăminte, încât oamenii pot nu să stea liniștiți, dar să meargă și să poată să muncească, să poată să întreține și pe ei și familie și să susțină, spre exemplu, bătrânii a căror pensie în România nu le-ar permite să acceadă într-un așezământ luxos, da? Un așezământ care ar permite un trai decent, da? Pentru că asta trebuie să o avem cu toții în vedere. Și noi o să îmbătrânim și ne vine rândul și oare ne întrebăm, tot în aceleași condiții o să trăim ultima perioadă a vieții, care și așa este destul de fragilă și de delicată, da, păi să mai trăiască sub condiții umane, umiliți și maltratați în formula aceasta, instituționalizată. Lucru care, credeți-mă, este dureros, este cine pricepe și înțelege fenomenul, fără să facem caz de subiectul, dar și de liciu preței și de audiență la public. Trebuie să le explicăm telespectatorilor că lucrurile nu mai pot să meargă în felul ăsta, la infinit. Da? Doamna Cristian, dar lucrurile au mers ani de zile. Săptămâna trecută a avut o doamnă curat să sune și să spună în direct faptul că a avut-o pe mama dânsei, Dumnezeu să arate că a murit între timp, a avut-o în acest azil și că se ducea acolo și la un moment dat a decis să o ia pentru că nu era îngrijită. Deci efectiv nu era îngrijită, era batjocorită. Da? Și a luat-o pe mama dânsei, a dus-o undeva în spital și a murit acolo. Nu e numai o voce singulară, domnule Mihai. Sunt atâtea cazuri, da? Și oamenii care au intervenit în emisiunile dumneavoastră și oamenii care știm și noi, pentru că și la mine au venit la cabinet oameni cu acești pacienți într-o stare de degradare, da? Și cu agravarea afecțiunilor psihice mult, mult. Se poate pune problema și aici dacă nu și justifică nici internarea, nici banii alocați, da? Pentru că familiile efectiv, acolo unde, vă dați seama, să dai 20 de milioane să-i asiguri, ziceți, necesarul pentru o lună de zile, este un efort imens, milioane, da? Domne. Sunt 20 de milioane, sunt 2-3 salarii pe economie, da? Medii pe economie, din salarii care permite unor familii cu unul, cu doi copii să trăiască, da? Să ducă o viață de la decentă cât de cât, da? Spuneți de autorități locale, doamnă. Eu în continuare o să mă întreb și o să mă întreb degeaba. Sau poate că pot să pun o întrebare retorică. Dom'le, ce au făcut aceste autorități? Că sunt autorități competente care acum, repet, dacă știți cum e cu alba neagră. Dom'le, azi sunt eu competent, dar de fapt nu sunt. Adică, domne, noi nu avem abilitate, dar noi mergem acolo. Băi, hotărâți-vă. Dacă voi nu aveți abilități, nu aveți ce căuta acolo. Că singura instituție ar fi AJPIS-ul, Agenția Județeană de Plăți și Intervenții, mă rog, și Inspecție Socială. Da, pe lege, da. Dar au venit mai multe instituții care spun, domne, noi ne băgăm, dar știți, nu prea așa. Dar care în realitate chiar aveau un punct de vedere în privința funcționării acestui centru, cum ar fi DSP-ul, care vine acum că s-a sesizat cu privire la ce a apărut în mass media și face o anchetă. E bine, din sursele pe care le avem și noi, DSP, azi, da, bă, nu e nimic în neregulă acolo. Deci igienico-sanitar e tot ok. Așa este la momentul actual. Dar până acum această instituție a funcționat cu autorizația DSP, ani de zile. Și cei care s-au dus de la DSP n-au constatat nimic în neregulă acolo? Sau au mers doar pe partea igienico-sanitară? Cum spune aici, referitoare la condițiile igienico-sanitare, n-au constatat nicio neregulă. Dar lucrurile din jur nu le constați? Adică închizi ochii, te interesează doar dacă e bine și dacă e curat pe acolo și dacă nu știu ce. Da? Și în rest nu ne interesează. Așa vine și celălalt, pe partea elaltă. Dom'le, vrem să vedem dacă bătrânii sau tinerii sunt în pericol. Nu sunt în pericol. Hai să plecăm. Da, dar alte lucruri nu le vedeți? AJPIS-ul vine în primăvara acestui an și zice, dom'le, nu sunt registre de intrări și ieșiri. Ați mai pomenit ceva o de genul ăsta? O evidență clară a mișcării acestor pacienți. Dom'le, ăla funcționează așa, dom'le. Centrul ăla funcționează, ăla privat. Păi, și acceptat de statul român funcționează în halul ăsta. Poate să și dispară, poate să și să nu știe nimeni de ei, da? În condițiile astea. Da, ce poate să spună o chestie de genul ăsta pentru un astfel de centru? O dezordine, o debandadă, o insecuritate la da?
O incompetență? Dar dumneavoastră ați mai auzit de un caz de genul ăsta? La stat nu, sau... Nu, nu. Adică să nu existe registru de intrări, să existe pacienți cărora nu li s-a administrat medicația prescrisă de specialist? Au foi de observație, au fișe, au care, dosarul de unde pacientului de în care la cererea teoretic medicului omnipractice, a generalistului, care ar trebui obligatoriu să aibă program permanent în centru, da? Deci, cere și solicită examen de specialitate, mai ales că sunt pacienți cu probleme psihice grave, mai ales că sunt bătrâni care, fără discuție, dacă n-au o patologie somatică, o au pe cea psihică, da? Pentru că fenomenul degradării este o realitate și este imposibil să ajungă în centru și să nu aibă oarece probleme, da? Pe de o altă parte, însă și instituționalizarea creează probleme și de aceea aceste așezăminte ar trebui să aibă sociolog, ar trebui să aibă psiholog. Că ați văzut, tot dumneavoastră m-ați mediat, ți-a dus, am prins un pic, fără să fac reclamă, Fundației Principesa Margareta, în ce fel discutau cu bătrânii și au adus acum modelul franțuzesc, efectiv de asistare și de îngrijire într-o anumită manieră a bătrânilor aflați în cămine, da? Deci nu se poate discuta de asistență medicală. De ce vreți dumneavoastră în cazul căminului Alde? Și că el sunt multe țară și ăsta este lucru care ar trebui să trezească atenția sus la aleșii noștri și la guvernanță, da? Pentru că nu se poate să lăsăm această problemă să explodeze, să ajungă în atenția Uniunii Europene și să fim iar din nou catalogați ca o nație plină de, ziceți, de... Ce? Nu știu, asta e barbarie, domnule. Ce? Nu știu. De... Păi, parcă nu prea merge, nu? Cu vremurile păi, pe care le traversăm. Păi, centrul de resurse juridice a sesizat, dacă nu mă înșel, și Comisia Europeană a drepturilor păi, omului. Sunt aceste... Ceea ce, da, într-adevăr, ar fi încă o imagine opată pe seama României, dar cui să te adresezi dacă până acum nimeni nu a mișcat un deget? Eu m-aș fi așteptat ca Ministerul Muncii să vină public și să zică, bă, am înțeles că acolo la Buzău e o chestie, e o treabă. Povestea că, domne, avem instituții acolo, abilitate locale din partea Ministerului. Să declanșeze anchete. Domne, da? Dar până acum instituțiile alea au făcut ceva ca să descopere ele lucrurile astea? N-au făcut nimic. Drept pentru care noi de la Ministerul Muncii vrem să facem, noi, trimitem noi de la Minister o echipă care să vadă cum stau lucrurile acolo. Au fost controle și am avut atâtea cazuri în 30 de ani de carieră, da? Au venit controle, au trecut, dar problemele sunt numai sesizate, sunt aduse că uneori sunt subiectiv tratate, că alteori sunt impulsiv tratate, că capătă conotații legale, medico-legale și ce să vă mai spun, și juridice, ca să nu mai zic că uneori depășesc cadrul, da, legalității. Și vorba românului, a trecut, s-a șters, s-au înghițit, s-au astupat, sau le-am uitat, da? Problemele de sistem rămân aceleași. Acum și cu cazul Alden, și fără cazul Alden, că nu era Alden, era altce. Și da, ați văzut, tot timpul se întâmplă ceva în așezămintele acestea. Pentru că lucrurile nu au fost ca o casă, deci nu au fost puse pe o bază solidă de la început. Deci, de la ființare, funcționare, normală, controlele periodice trebuie efectuate, autoritățile în drept, cum ar fi în cazul primăriilor de sector care au dat bani, este imposibil să dai bani cu ochii închiși și să nu te întrebi, pentru că de unde au plecat acești amărâți, da? Au plecat tot din instituții, sunt tot tutelați de asistențele sociale din direcțiile de asistență socială ale sectoarelor primăriei, care, prin asistenții lor sociali, au obligativitatea să-i monitorizeze. Domnule, da? Să zici, bun, am înțeles.
Cei de la sectorul 4 au monitorizat și în acea zi, mă rog, a venit și piedone, pac, pac, nu știu ce, ne luăm asistații. Îi luăm de aici că sunt maltratați. Păi, probabil, în urma anchetei declanșate la momentul acela de Comisia Juridică, da? Nu. Asta s-a întâmplat acum un an și jumătate. Centrul de Resurse Juridice a venit în toamnă. Păi, e un feedback, probabil că a primit ceva semnale că aici lucrurile nu se derulează. Bun, dar acum un an și jumătate, piedone venea la Buzău, la Aldeni, și constata niște treburi, da? Bun, dar domnul primar Piedone, pe care îl știm așa, un om, îi place foarte mult să vină în fața televizorului, imaginea asta e bună. E și bun ca primar, că altfel nu ar fi fost ales. Dar, din punctul ăsta de vedere, doamnă, de ce n-a mers mai departe, domnul primar? De ce nu a sesizat alte organe și să zică, bă, uite, noi n-am fost acolo, păi, și ia duceți-vă voi la Alden să constatați ce am constatat și noi, de am luat această măsură radicală. A luat 30 de inși dintr-un centru privat, da, în care e pompat banul public, deci este o decizie radicală. Nu e așa că vrei tu să-i duci la brează să faci economii. Alegerea dumneavoastră n-a fost și adecvată, da? Căminul Aldeni. Și ca să nu ajungă lucrurile, că probabil unii din ei mai aveau aparținători, oamenii au sesizat condiția existențială în Căminul Aldeni și atunci, tot pentru imaginea domnului primar, probabil, și-a retras asistații ca să nu iasă, să nu escaladeze, că probabil acum... Da. Dumnealui și-a retras, nu? Asistație și nu mai intră în... Da, nu mai este în vizorul anchetelor care se derulează, acolo. Da? Bun, o să luăm o scurtă pauză de publicitate și lansăm întrebarea de înainte. De ce nu au descoperit lucrurile acestea, care au fost descoperite și faptic, da? De către alte organisme. De ce nu au fost descoperite de autorități? Au închis ochii așa că le-a fost silă sau au închis ochii cu interes? O să revenim după o scurtă pauză de publicitate și cu reacția pe care ați mai văzut-o săptămâna trecută, dar mai avem câteva elemente. Practic, administratorul acestui cămin privat recunoaște faptul că la pauza de prânz asistații sunt încuiați în cameră. Da, sunt încuiați în cameră ca să nu facă năzbâte, nu știu. E pauza de prânz, domnule, ei trebuie să doarmă, nu să facă altceva. Revenim. Am revenit a doua parte a emisiunii noastre în care vorbim despre hibele sistemului de asistență socială, pornind de la cazul Aldeni, acolo unde la cămin au fost descoperite mai multe tratamente inumane de către Centrul de Resurse Juridice. Între timp, pentru că a fost sesizat și poliția, a fost sesizat și parchetul, au fost sesizate aceste organe care ar putea să aibă deschise anchete penale, lucrurile s-au domolit în sensul că administratorul acestui cămin a putut să regleze situațiile pe aici, pe acolo, nu atât de mult încât să nu răzbată și alte nereguli în funcționarea și organizarea acestui cămin. Practic, vorbim despre un caz în care ani de zile autoritățile locale competente, repet, pentru că ele acum joacă așa un balet din ăsta așa urât, de tot, știi că poți să fii, nu, să dansezi un balet frumos, da? Dar autoritățile locale în momentul de față dansează foarte prost, pentru că suntem convinși că o să vină în fața opiniei publice, deja unele instituții au venit și a zis, domne, nu se întâmplă nimic acolo. Ce-i drept, între timp, repet, acest administrator pe care o să-l vedeți cu explicațiile dânsului în cele ce urmează, a avut timp să regleze anumite situații și acum e cam târziu să descopere ceea ce nu au fost în stare să găsească până acum autoritățile locale. Și nu numai autoritățile locale. Și avem și o listă aici, dar o vom da puțin mai încolo. Avem pregătită declarația, Costică? Haideți să vedem ce spune domnul Alexandru Vasile, cel care a făcut o afacere, efectiv, până la urmă asta este o afacere pentru domnia sa, de a lua bani pe seama unor amărâți, bani publici pe seama unor amărâți și să nu îi îngrijească. Așa cum eu, atenție,
mă consider cel care am spus de la început, dacă eu aș fi în locul asistatului, mi-ar place ce este aici? Deci încă o dată, mi-ar place? Și eu spun că da. Nu spun nimeni, nu spune nimeni și nici eu. Pacienții sunt îngrijiți corespunzător? Mai mult decât suficient de bine. Câți pacienți aveți și câte persoane de îngrijire? 37 de salariați și în jurul lui 86. De-aia am administrator, știe, în jurul 86 și 37 de salariați. Acești salariați, încă o dată, sunt formați din direct, doctor neurolog, doamna Rotaru, care are de la Săboca, da. Doamna, domnul doctor generalist Benga Alexandru, care este și medicul de familie aici. Stai să vă explic. Ei de regulă, dacă sunt lăsați liberi, îi deranjează și pe ceilalți. Și atunci, după ce se luat masa de primul, până la ora 15, e o dină de după amiază, care este logic. Iar în momentul în care nu doresc, pot, dar cu condiția ca ei să spună că nu doresc să rămână acolo. Păi dacă și când sunt în camere, încuiați în camere? Nu încuiem în camere, încă o dată, stați un pic. Grupurile sanitare le-ați văzut că sunt acolo? N-ați văzut că au grupuri? Da. Au grupuri sanitare. Nu încuiem, le cerem să rămână în camere, nu încuiem, le cerem să rămână în cameră. Aveți personal care se ocupă, personal specializat pentru persoane cu dizabilități? Evident că da. Deci, avem kinoterapeut, avem... Ce e ăla? Kinoterapeut. Avem asistentă socială, avem persoana care este doamna dr. Rotaru și care are contract cu noi pe probleme psihice, avem psiholog, avem asistent de specialitate, avem, dacă vreți, medic generalist, da, care este. Deci există. Acreditarea. Deci, încă o dată, acreditarea. Luați relații, luați relații de la Direcția Muncii. Am înțeles. Deci eu, la ora actuală, nu că am, o am, dar ea este rea, încă o dată, n-ați înțeles. Dumneavoastră ați luat bani de la stat. Care? De la, de la București, de la primăriile de sector. Așa? Ați luat bani. Așa? Pentru servicii de genul ăsta. Pentru pe care le practic. Cu dizabilități. Dar acreditarea nu păi da, există. Nou. Unde? Nu înțelegeți că ea are continuitate? De ce insistați pe tema asta? Bun. Vreți să domnul director, da, altă întrebare. Noi am fost acum în saloane și am văzut că sunt foarte aglomerate, cel puțin în salonul mare, acolo, da, sunt foarte multe corect persoane, da, într-un spațiu strâmt. Îl avem, care este disponibil, dar mai întrebe de la pompieri. Nu l-ați văzut? Bun, altceva, există bolnavi care dorm direct pe mușama, am văzut cerceafuri rupte, pături rupte, bolnavi care nu au pernă. Vreți să mergem împreună să vedeți? Noi l-am văzut și l-am filmat. Eu vă întreb pe dumneavoastră deci de ce sunt așa acolo. Domnul director, să, nu. De ce sunt cerceafuri rupte și pături rupte? Asta vă întreb. V-ați întrebat, din punct de vedere mental, ei cum se comportă? Da. Dumneavoastră puteți acasă să oferiți în fiecare zi așa ceva? Da. Și anume să-i chemați? Miroase, deci, miroase aurină în saloane. Cât încasați dumneavoastră pentru o persoană lunar? 3500 de lei? Dacă dumneavoastră ați spus suma asta, vă dau gratis. Dacă deci vă dau gratis. Între 2200 nu, vă dau gratis. Dacă deci vă dau gratis. Stimate domn, vă dau gratis. Deci dacă eu între mine și cel care am încheiat contractul există confidențialitate, de ce doriți să vă spun? Întrebați-i pe ei, nu pe mine. Sunt banii statului. Și care banii statului? Sunt banii primăriilor de sector. Și întrebați-i pe ei, nu pe mine. Domnul director, nu. Haideți încă o dată să mergem. Stați puțin, unde să stăm aici? Dom'le, și că până la urmă, de ce ați venit? Să ziceți mersi, domnul Alexandru Vasile, că n-au venit alții mai devreme. Din păcate, s-a ajuns, după foarte mulți ani de funcționare în stilul ăsta, să se descopere ceea ce se întâmplă acolo. Ați văzut cum se pune problema? Da, 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 corect. E foarte aglomerat, sunt foarte... Dar e clădirea acolo, mai trebuie să vină pompieri. Da, așa să punem. Deci ăsta e sistemul privat de asistență socială pe care statul român își pune amprenta de autorizat
Deci căminul ăsta, în momentul în care noi discutăm, doamnă, este autorizat, funcționează, da? Sunt niște oameni acolo, în condițiile astea. Deci trebuie să vină pompierii, e pauză de masă, domnule, încuiem. După masă de prânz, încuiem, că e odihnă. Dar le cerem să stea acolo, că dacă nu așa, e logic, nu? Adică, unde suntem? La ce nivel suntem noi aici? No comment. Și bă, dumneavoastră v-a lăsat așa. Deci calitatea umană a proprietarului. Deci acesta este un administrator de cămin privat, domnule, unde sunt niște oameni amărâți, asistat social acolo. Nu ele de vină. Nu ele de vină, domnule Mihai. Nu numai el. Adică nu poți să accepti un om care a vrut să facă din asta o afacere. Înțeleg, nevoia pentru așezămintele acestea este imensă. Pentru că trebuie să realizăm, în 20 de ani nu s-au făcut. S-au desființat spitale, da? Sub pretext că vor fi transformate în așezăminte medico-sociale. Dacă ar fi să avem datele exacte de la minister, vă spun că nici o treime nu au fost transformate în cămin spital. Țineți minte, a fost scandal mare pentru că au fost spitale dotate și închise, da? Între care și Pârscovul nostru, da? Care de atâția ani autoritatea locală se chinuie să-l redeschide și am înțeles. Că probabil șmecherii vreau să pună mâna pe el, da? Pe la Pătârlagele deja o parte s-a privatizat și știm foarte bine în ce condiții. Da? Deci cam ăsta e sistemul. De bătrâni și de persoanele cu dizabilități nu prea s-a vorbit în ultimii 24 de ani. Credeți-mă. Credeți-mă că sunt ceea ce sunt și este foarte ușor pentru noi specialiștii să vorbim, dar este foarte greu să lucrezi în asemenea condiții, da? Când nu ai alternativă, da? Când îl vezi că nu mai are suport familial, că trebuie instituționalizat. Unde îl duci? Într-un cămin ca cel privat care funcționează pe o fundație? Oare acest individ o fi crezut că acest cămin va funcționa așa pe câmpii, pe coclauri, fără să-l întrebe nimeni niciodată de ce se întâmplă acolo? Este subuman, este degradant. Deci, este, doamna, degradant. Pentru... Doamna, problema este că aveți perfectă dreptate, dar cine a descoperit nu este o instituție a statului? Cine a avut curajul să scrie într-un raport ceea ce a văzut acolo nu este instituția statului. De asta vă întreb. Așteptăm să vină organisme internaționale, Amnesty International, să întrebe și să caute drepturile acestor amărâți, indiferent că sunt pacienți cu demență și cu tineri cu dizabilități, au dreptul la o existență demnă, da? Evident. În condiția de pacient, da? Pentru că nu el e de vină. Nici Dumnezeu nu e de vină că i-a dat aceasta, da? I-a adus în halul acesta. Este răspunderea noastră a societății să-i îngrijim, să-i asistăm, da? Cum o facem? Cu ajutorul aleșilor noștri care de 20 de ani, 24 de ani, vă zic că nu s-a făcut absolut nimic. Doamnă, cum ar arăta în viziunea dumneavoastră un control așa cum se cuvine, pentru că astfel de lucruri să nu se întâmple într-un cămin privat de asistență socială, așa cum deci e cel de la ALDE. Că e privat, că e fundație, repet, asistența aceasta în căminul Aldeni nu este ruptă de sistemul public, de sistemul privat, trebuie să se supună acelorași reguli, norme, da, legislației, da, asta care o avem, de la autorizația de funcționare. Care autorizație, scuzați-mă, trebuie reînnoită anual. Spitalul Săpoca, anual ne duceam și plăteam taxă la Sanepid pentru a ne da autorizația, da? Oare acest individ în 10 ani de zile... Nu înțelegeți că au fost reînnoite? Deci una e să reînnoiești, că așa e și cu școlile. Dom'le, nu aveam autorizat, dar funcționează. Da? La fel și aici, DSP a autorizat. DSP a autorizat. Dom'le, asta nu înseamnă... Asta nu înseamnă, repet... Autorizez, mai ales că este un asemenea așezământ, fără un control, fără a vedea în 10 ani de zile, dacă vorba dumneavoastră a mai rămas leopardul, gardul, ce a mai rămas de el și în ce fel sunt asistați. Că vii, poftim să iei probe dacă e focar infecțios și dacă sunt germeni și riscul unei infecții intraspitalicești, da? Dar... ca medic, ca asistent, este imposibil să nu-ți dai seama în ce fel sunt asistați. Da?
N-ai cum să treci peste detaliile astea, corect. Plecând de la calitatea umană a insulei care l-ați dat mai devreme, la personalul, deci, mental acest om, dacă ar fi să-l aduceți pe ușile noastre, vă rog frumos, probabil că atunci multe aș avea de spus, da? Pe urmă, personalul, dacă el nu este abilitat, nu să fi știut bob cu bob, dar măcar să se fi înconjurat de oameni capabili să țină pe umerii lor acest așezământ. Oameni cât de cât pregătiți să lucreze cu asemenea cazuistică, da? Spuneți-mi mie, din ce an e numerat, că a luat-o ca pristanda, că are generalist, are și omnipractician, vine și domnul doctor Benga și iar l-a luat și doctorița Rotaru, colegă psihiatră, nu-i neurolog. Nu am văzut pe niciun acolo. Nu, deci, era niciun sunt acolo. Cu colaborare. Da. Dar la 97 de pacienți colaborare, n-are timp nici să le dea bună ziua, da, păi să mai stea, să examineze psihologul câte o oră. O oră trebuie examinat un pacient, da? Unde e asistentul social care ține legătura cu comunitățile din care vin, cu persoanele care îi reprezintă, cu familiile, acolo unde sunt familii? Unde este? Da? Păi haideți să ne spună, domnul, unde sunt protocoalele încheiate cu ocazia vizitelor, cu vorba dumneavoastră, fișa, dosarul personal al pacientului, în care, v-am spus, la recomandarea generalistului, sesizez, domnul, cardiologul care are o problemă, da? Un bătrân, s-a decompensat cardiac, pe urmă, neurologul, psihiatru, da? Deci unde sunt? Se văd doar în fișele pacienților acest lucru? Medicația. Medicația, da? Deci, bob cu bob se poate vedea, pentru că se consemnează și nu se poate. Oare numai sedați așa și contenționați și încuiați. Medicamentos, da? Încuiați. Nu se poate. Soluția la masă, după masă de prânz, se încuie. Nu se poate. Amărâtul ăla de fugise ieri să țipe, să urle, că mă leagă și a preferat să spună duceți-mă la săpoca decât să se întoarcă înapoi în cămin, da? Lucrurile sunt cât se poate de dureroase, de grave, da? Și cu aceleași persoane, nu cred că lucrurile se vor schimba. Chiar dacă s-a mai făcut puțină curățenie, chiar dacă s-au mai toaletat WC-urile, chiar dacă s-au mai șpreiat, s-au schimbat lejeriile, sau adică le-a adus perne la pacienți. WC-urile sunt la comun și bărbații și femeile acolo, că se poate, în cap. Nu, 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 vă rog să mă credeți că nu pot ca specialist să accept o asemenea situație și să fiu de acord cu autorități, cu comisii, cu controle, cu... Da? Deci, cam lucrurile... asta este paradoxul. Asta este paradoxul. Faptul că oameni simpli, care văd și se întreabă, domnule, dar deci de cum funcționează? Nu trebuie să fii, ziceți... Da, nu trebuie să fii specialist. Nu, da, numai specialist, dar adică, organ de control, poftiți. Da, domnule, corect, da? Nu trebuie să fii care organ să, de control. Să știi ce să cauți, da? Într-o asemenea unitate și să punctezi esențialul, da? De la curățenie, la asistența medicală, la condițiile de cazare, da? Și... Ăsta este paradoxul, doamnă, că noi ne oripilăm, ne închinăm, Doamne ferește, ce se întâmplă acolo, iată ce spună, ea vine pierdăne și retrage asistații că ea sunt maltratați, nu sunt hrăniți cum trebuie, că sunt slabi, da, tot din cauza faptului că sunt malnutriți. Cu 20 de milioane alocați. Da, domnule, cu 20 de milioane, da? Iar cu 20 de milioane astea măcar hrană să le asigură, cu banii ăștia pompați, da, cu toate acestea, din afacerea respectivă, domnul administrator nu-și plătește taxele ani de zile și de nos la primărie. Primăria dă în judecată. Poliția știe de lucrurile astea. Poliția nu face o investigație din asta pe partea economică. Poliția închide ochii. Domnule, poliția din localitate de acolo, imposibil să nu fie auzit de ceea ce se întâmplă acolo, dacă s-ar fi interesat. Adică, bă, sunt niște unii pe aici internați. Dar noi suntem în țara în care zice, bă, eu mă uit așa în fișa, eu n-am treabă cu ăsta. Deci eu sunt așa. Nu e în abilitatea mea să fac, să mă intereseze. Altcineva e. Și tot așa altcineva, până când ăla care trebuie să facă un descriere negru pe alb, da? Se duce și nu constată nimic. Înțelegeți? Asta e marea problema noastră. În țara asta în care
presa este cea mai cretină, presa este exagerează, da? Presa exagerează, în timp ce dovezile care au fost prezentate până acum sunt emise de niște orbi, de niște oameni tâmpiți, care sunt invidioși pe succesele altora. Cu sau fără cazul Alden, problemele de sistem rămân și atât timp cât nu se face nimic, cât lucrurile, cum zice americanul, știi, să le punem în pagină cum trebuie, nu se vor schimba lucrurile și ne degradăm și lucrurile merg și mai prost și condiția subumană se accentuează, asta este clar, da? Și degradarea, nu se poate, nu se poate să acceptăm în mileniu 3, într-o țară europeană cu viziune, da? Poftim, nu știu, nu avem noi, dar ne uităm, da? Ce au făcut oamenii ăștia în 50 de ani cât noi am fost izolați de ei, da? Haide să importăm ce-i frumos și nu de alta. Dar avem resursă umană, avem oameni de suflet care sunt fer convins dacă i-ar pregăti. Pentru că uitați, până direcțiile AJOFM-ul organizează cursuri de pregătire. Pe piața muncii sunt atâtea asistente medicale care au terminat școală. Oare de ce nu le ia să le pregătim pentru asistență în cămin, în spital, pentru asistență comunitară, pentru că mulți din ei poate mai au casă, au o pensie care le-ar conveni să, și bătrânii foarte greu îi scos din mediul lor. Și grozav este, și noi ca psihiatri o spunem, grozav să rămână în mediul lor. Dar tu, comunitate locală, tu, primărie, da? Haide și pornește la drum, nu lăsa bătrânul, că ați văzut, tot dumneavoastră mass media, aduceți bătrâni nemâncați, răpșați de ișbeli, neîngrijiți cu o condiție minimă de igienă, da, și de hrană, da? Copiii, iar cu probleme de felul celor instituționalizați, copiii al căror părinți plecați, zice, și se întâmplă atâtea drame. Deci nu se poate să ne preocupe numai electoralele, numai anumite lucruri de suprafață, da? Și problemele strict omenești, că la urma urmei nu îl îngrijește acasă, dar du-l într-un așezământ unde să știi că poți să pleci la muncă în Italia, dar să-ți lași părintele într-o condiție, da. Măcar omenească, dacă nu luxoasă, da? La 20 de milioane, scuzați-mă, iar revin. E suma minimă asta. Că este impresionant, da? În ce fel? Pe urmă, cheltuielile de personal, dacă lucrurile sunt 3-7 de persoane, la 90 de asistați, este domnul Mihai, este strigător la cer, în străinătate. O asistentă la 2-3 dar nu se referă la cu Alzheimer, da? Hai să zic, nu fi ca la ei, dar haide și la noi. O asistentă la 10 pacienți. Păi noaptea îi închide acolo și sunt două persoane, păi două pavilioane, cât are. Deci nu se poate. Nu se poate să nu explodeze, nu se poate să nu se întâmple nenorociri. Nu se poate. De îndată ce omul ăsta are 20 de milioane, păi în 20 de milioane, dacă ia management de caz, fiecare, domnule, pentru hrană atât, la patologia lui, conform protocolului terapeutic, atâta se cheltuie. Ați văzut cum este cu pacienții din orice spital din România, iese cu decontul de cheltuieli. Da. Păi acest individ, dacă zice că n-a avut nici intrări pentru ei, nici evidență clară, probabil că totul e haotic, totul e la... Dacă îi mai dă o săracă o ciorbă, dacă îi mai dă o... Îi dă ceva să sedeze ca să nu mai miște, să nu mai ceară, să nu plece în pauza de masă, nu? Deci nu se poate, domnul Mihai, în felul ăsta. Deci asta nu este asistență medicală. Deci nu se poate numi, nu se poate numi, credeți-mă. Eu n-am cunoscut lucrurile decât în ultimele zile, când mi-a parvenit informațiile de la dumneavoastră și când văzând încă o dată, da? Deci nu se poate. Nu se poate să nu luăm atitudine și să gândim că lucrurile trebuie făcute și trebuiau deja în 20 de ani. Dom'le, nu poți schimba o lume, să aduci o primăvară în plină toamnă, da? Sau iarnă, dar haideți pas cu pas să ne punem lucrurile în pagină. Deci la nivel de județe, consiliile județene, prin autoritățile publice locale de la ultimul cătun, ultima comună, da? Din vârful muntelui, ar trebui să îngrijească de oameni, că... Ei sunt cei, a spus că cineva a comentat că s-au dus cu urnele chiar și la amărâții ăștia, pentru că au dreptul de vot, chiar dacă sunt pacienți psihici, da? S-a dus domnul primar, dar la controle și la... să mai întrebe oare ori fi mai trăind amărâții acolo, că vine campania peste 4 ani, da?
Deci, să se intereseze de ei și în funcție de cazuistică din teritoriu, să înființeze un cămin. 2, 3, 5 comune, da? S-ar grupa și ar pune bani, da? Prin Consiliul Județean, care ar monitoriza, da? Și ar înființa aceste centre, da? N-ar lăsa amărâții să găsim, ziceți, bătrânii ne lăsați de izbeliști, așa, domnule, atenție, dăm și la câinii vagabonzi, nu? Și s-a făcut atâta casă, da, atâta paradă, dar, păi, bătrânul, calitatea vieții și responsabilitatea noastră este imensă, da? Și de felul în care privim lucrurile în dreptul, chiar și a bolnavului psihic, da? Numai bătrânului vârstnic. Credeți-mă, suntem departe de ceea ce vrem să părem a fi, da? Tare mi-e teamă, doamnă, că în cazul de la Alden s-a gândit pe principiu că și așa sunt nebuni, de încolo, nu, ne nu tratăm nu, cu ei. Există cum, lege. Și în România a trebuit, cu legea, pentru că cu iar vă aduc aminte, integrarea noastră în Europa, condiția spitalului, da, de psihiatrie a fost condiție impusă României, da, pentru integrarea noastră în NATO. Aici nu vreau să comentez lucrurile, că nu face obiectul temei de astăzi. Sunt foarte multe lucruri de făcut, da? Și Amnesty International, că pe aici ne aflăm, monitorizați de acest organism, da? A adus în atenție în ultimii ani, pe lângă spitalul de psihiatrie, problema romilor, care ați văzut, a împânzit Europa și a trezit, da? A adus în atenție problema romilor, pe care nu știu cât de mult e rezolvată. Ar fi culpea și problema asistenței medico-sociale în România să trezească și să ne pună iar într-o lumină cât se poate de nefavorabilă, pentru că nu se poate. Sunt banii europeni și dacă aleșii noștri, da, ar fi în stare să pună problema, ar dezvolta proiecte, domnul Mihai, ar înființa și ar găsi și oamenii de lucru, tineretul care, v-am spus, sunt absolvente de școli, să, domnule, nu sunt pregătite, poftim, pentru, dar sunt cursuri de pregătire, sunt oameni abilitați care să învețe, da? De ce nu, nimeni nu își pune problema în felul ăsta? Pentru că n-ai cum să lucrezi cu infirmiere, da? Cu oameni aduși din afara sistemului care habar nu au. Da? S-a văzut ieri în atitudinea infirmierilor care trebuiau să gestioneze situația unui asistat, da, fugit din cămin. A început să-l bruscheze. Să... Că sunt deci, departe de ceea ce. Deci dacă de față cu presa făceau lucrul acesta, dar aminte în interior, acolo unde nu sunt camere de luat vederi și nu poate cu presa lângă ei, aduși poliția. Deci poliția deci n-avea niciun caz ce să caute la un asemenea pacient asistat internat într-un cămin spital, da? De, a fost chemată de aia. Nu, domnul Mihai. Este împotrivă, este cât se poate de nu zic anormal, este ilegal, pentru că poliția nu poate să vină decât după ce pacientul era văzut de medicul de centru, da? Care îi libera un bilet de internare să-l duce în Săpoca. Este o internare non-voluntară. Păi da, am înțeles, să rezolve problema doamnele din centru. Că... Vă dați seama că n-a fost pentru prima dată un astfel de incident. Vă rog să mă credeți. Este problema, este atât de putere, dureroasă, de anormală, putere, ce se întâmplă, înțelegeți-mă, că nu, da, nu poți să rămâi impasibil când vezi asemenea lucru, da? Și specialiști, și nespecialiști, și om de rând, da? Deci nu se poate să mergem înainte în formula asta și în felul acesta. Un trei și om vedea ce va face ancheta parchetului, declanșată în urma plângerii făcute de către Centrul de Resurse Juridice. Domnule, haideți să gândim la scară, scară macro. Deci cazul Alden rămâne cazul Alden. Organele în drept sunt obligate să se pronunțe. Dar, iar revin, știți, problemele rămân. Da, până vine alt scandal și alt și tot așa. Nu de scandal, nu. Eu știu ce ziceți dumneavoastră, doamnă, dar nu aveți impresia că e o chestie ideală, așa? Deci ce se întâmplă cu aceștia mărâți, da? Cine îi preia, unde îi preia, unde sunt asistați? Pentru că, uitați, banii au venit de la primăriile de sector, da? Cu ce s-a schimbat viața lor? În ce fel au fost asistați? O să le fie ce bine s-a o perioadă întâmplat cu ei? În... Probabil o să le fie bine o perioadă. Asta în care nu se poate face nimic. Vă mulțumesc, doamnă, pentru prezența în emisiune și pentru analiza făcută și până la urmă semnalul de alarmă pe care îl trageți ca de obicei cu privire la un sistem
în continuare viciat de tot felul de, de lucruri. Am o listă aici în față, Costică, dăm voie să o citesc pe final de emisiune. Răspundem și la întrebare, uite așa că vrem noi. Dacă avem argumente contrare, le așteptăm pe adresa redacției noastre. Din punctul nostru de vedere, vinovați sau vinovate pentru situația de la Alden, se fac toate instituțiile care aveau această posibilitate să pătrundă în incinta căminului. Fie că vorbim de DSP, care s-a dus să autorizeze din punct de vedere igienico-sanitar, dar care putea să vadă și alte aspecte legate de modul în care sunt tratați pacienții acolo. Mai avem aici Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. Da, cea care, din punct de vedere legal pe hârtie, are abilitatea de a vedea cum se derulează modul în care funcționează un astfel de centru, un astfel de cămin și dacă sunt respectate condițiile pentru asistați. Nu a făcut absolut nimic, deci n-a descoperit nimic, în afară de niște lucruri din astea birocratice, care lansează la rândul lor și alte semne de întrebare. Poliția, după cum spuneam, care, din punctul nostru de vedere, ar fi trebuit să afle de mulți ani ceea ce se întâmplă acolo. Nu credem noi că nu s-au întâmplat niște incidente. Primăria, de asemenea, prin asistenții sociali, primăria, în primul rând, care trebuia să se sesizeze alte organe competente pentru faptul că, în afară de tribunal, da? Acolo e chestie de bani, economic. Și trebuia să sesizeze poliția pentru faptul că taxele și impozitele aferente n-au fost plătite de ani de zile. De aceea s-au strâns foarte multe miliarde de plătit către primărie și nu s-a întâmplat lucrul acesta. În ultimul rând, direcțiile acestea generale de asistență socială și protecția copilului din cadrul sectoarelor care au colaborat și colaborează în continuare cu căminul de la Alden, care nu au monitorizat, cu excepția sectorului 4, să zicem, de acolo, de la Piedone. Da? Aceste direcții care nu au monitorizat modul în care sunt îngrijiți asistații trimiși la Alden. Nu în ultimul rând, societatea în general, așa, care după un astfel de incident, nu da, mă zice, a, pe da, știam și eu ce se întâmplă acolo. Toate lucrurile astea converg către o incompetență crasă în rândul instituțiilor care sunt plătite din banul public și, repet, așteptăm, dacă aveți alte opinii, directori de la instituții. Trădează indiferență, domnul Mihai, și indiferența e mai dureroasă decât implicarea defectuoasă. Corect. Că dacă parțial, da, aceste instituții semnalau, da, fragmentar, da? Că da, lucrurile nu sunt, nu se derulează. Pistonau, da? Un pic așa. Adică, cu alte cuvinte, dragi instituții și directori sau directoare, da, de la instituțiile menționate și responsabili, da? Ăștia de la Centrul de Resurse Juridice v-au dat o mare palmă. Instituția controlului inopinat. Da? Adică ce vă împiedica să vă duceți acolo pe nepusă masă la o anumită oră din zi și din noapte, să descindeți în ghilimele acolo, să vedeți care-i treaba. Ca așa, cu autorizări din astea anunțate, știți, peste 3 luni sunteți programați la autorizare. Bine, mulțumim și ne pregătim. Cum s-au pregătit și acum între timp, de nu s-a descoperit nimic în neregulă. Încă o dată vă mulțumesc, doamna Cristache, vă mulțumim celor care au urmărit această emisiune. Să auzim numai de bine. La revedere!